Ceasovnicarul elvețian Pierre Jacquet d'Ros, împreună cu fiul său, au construit între anii 1768 și 1774 trei păpuși cu un sistem asemănător cu ceasurile mecanice. Pentru acele vremuri au fost avansate, deși astăzi mulți oameni zic că sunt strămoșii computerelor sau a roboților. Primul este muzicianul, o păpușă automată după modelul unei femei. Ea nu redă muzică înregistrată. În schimb, a fost proiectată să cânte la un instrument personalizat. Apăsând efectiv tastele cu degetele plus pieptul ei, se mișcă ca și cum ar respira și ar face mici mișcări ca un pianist adevărat. De exemplu, mișcându-și capul și ochii, pentru a-și urma degetele. Al doilea este desenatorul. Un copil mic care ar putea desena patru imagini diferite. Un câine, Cupidon pe un car, un cuplu regal și portretul unui rege. Al treilea este scriitorul, probabil cel mai impresionat dintre cele trei păpuși. Înfășurat cu o manivelă, scriitorul posedă un sistem similar cu cel al proiectantului, permițându-i să scrie până la 40 de litere de text personalizate de operator. Acest automat din 6.000 de piese folosește o pană pentru a scrie, ocazional îl scufundă în cerneală. Thank you.